mai avea eu o întrebare pentru Corina. Corina, cum ai ajuns, fiindcă mă gândesc că a fost dificil, având în vedere gravitatea, să spunem, gravitatea temei, cum ai ajuns la vocea acestui personaj? Pentru că bănuiesc, este o voce foarte bine calibrată, foarte distinctă, care te duce acolo și cred că cel mai mare merit este că depășește această graniță a genului. Pur și simplu te pune, și pe mine ca bărbat, mă pune într-un fel în contact cu alteritatea aceasta, care înseamnă de fapt care este experiența unei femei, și cred că asta este și marea reușită a cărții tale. Deci cum ai ajuns la această voce? N-am ajuns foarte ușor, recunosc. Inițial era o carte scrisă pe două voci, ceea ce lucrul la care am renunțat, pentru că mi era teamă să nu inventariez toate clișeele cu care pornim noi la drum când ne amintim de anii 80 și mi-era foarte teamă să nu devin patetică, având în vedere tema pe care mi-am ales-o, la fel ca Bogdan, și mie mi s-a părut că e o provocare pentru mine, cu cât mi se spunea că nu e o temă pe care ar trebui să o tratez în scris, ca să folosesc termenii ăștia prețioși, m-am încăpățânat să o fac și am avut această curiozitate de a vedea cum ajungi, de fapt, să ai această voce a unei femei care, pentru a-l cita pe Kundera, ajunge să fie captivă și pe tine totodată, captivă în istorie. Pentru că, da, este o carte despre nesiguranță, este o carte despre vulnerabilitate, despre frică, exact, și despre imposibilitatea de a te salva ca destin individual. Dar, cum spuneam și cum spuneai, intenția mea a fost asta, de a scrie o poveste fără victime și călăi. Asta a fost o provocare, fără a lăsa, fără a imprima un aer tezist. O poveste cu multă culoare, pentru că asta sper că am făcut, adică cu toate că am pornit de la acest fapt real, cu toate că povestea se agață de acel moment istoric, tragic, sper că am pus multe alte ingrediente în povestea respectivă. Cine încheiere? Sau nu știu dacă e în încheiere. Aș vrea să mai menționez un lucru legat de căștile astea de protecție, ca să nu credeți că au nebunit scriitorii, sau eu cel puțin. E un obiect care apare în carte, care are o poveste, care mi s-a părut interesant să îl aduc în realitate și să fac în felul ăsta cartea mai vizibilă. Ce pot să vă spun despre căștile de protecție care apar în carte este că uneori orașele în care trăim pot deveni violente sau ne pot agresa. Rămâne să vedeți cum și de ce.